Salutare, în acest clip o să fac un mic unboxing. Mi-am dat comandă de pe F64 de un grip, dar nu grip de skate, ci un grip pentru camera DSLR. O să vedeți despre ce e vorba imediat, mai puțin să deschid cutia asta. Bun. Vertax Battery Grip DSLR Cameras. Am zis că am nevoie de un asemenea grip pentru că unul la mână trebuie să fac puțin camera mai grea, să nu mai tremure la filmări. Și doi la mână pot să includ două baterii. Și o să mă țin mai mult când filmez, să nu stau să le schimb mereu. Sau am și opțiunea de a băga baterii R6 în el. Ceea ce e foarte bine, pot să mă duc oricând să cumpăr de la magazin. Și cred că o singură mână. Hai mă! Aici am suportul pentru bateriile R6, cum v-am spus. Pot să bag și baterii R6 dacă o rămân în pană vreodată, te duci la magazin, poți oricând să ai niște baterii, bineînțeles alcaline. Iar acesta este gripul. Trebuie să-mi iau un trepied ceva să pun aici când filmez. Hai mă ieși. Da. Bun. Iar acesta este gripul. Și ce pot să zic mai mult despre el? Are câteva butoane aici, în caz că faceți verticale poză, să vă fie mai ușor. Prinderea. De aici se scoate bateria. Întoarceți și trageți, parcă. Așa, da. Și aici intră cei doi acumulatori. Ori unul, ori doi. Merge și cu unul, merge și cu doi. Cam asta a fost unboxing-ul. La gripul Pixel. Vertax Pixel. Și poate că o să fac și un review complet pe slatina skate-ului la el. Ne auzim, salutare!